Liga a patra vâlceană la fotbal și-a consumat jocurile rundei cu numărul 3, etapă din cadrul căreia am ales o partidă care, și prin jocul altor rezultate înregistrate câteva ore mai târziu, avea să stabilească noua lideră a clasamentului. Este vorba de jocul de la Călimănești, aici unde Cozia din localitate, în echipament alb-albastru, a primit vizita celor de la Viitorul Budești. Elevii lui Vasile Ilinca au pus stăpânire pe joc încă din start, iar Alexandru Uță și-a trecut în cont primele două șuturi periculoase către poarta lui Răzvan Gherguș. Același Uță este autorul pasei, în urma căreia Ionuț Lăzărescu a marcat pentru 1-0. A urmat o fază 4-4, în sensul că pătrarul Coziei, Mazilu, a centrat în fața porții, iar pătrarul oaspeților, Florin Tâlvâc, și-a învins propriul portar. O șarjă a lui Cosmin Marinaș pe partea stângă s-a încheiat cu un șut plasat la colțul lung și scorul a devenit 3-0. Golkeeperul oaspeților l-a faultat în suprafața de pedeapsă pe Mazilu, centralul Mădălin Dincă a dictat lovitură de la 11 metri, iar Cosmin Marinaș a înscris. Alexandru Uț a transformat și el o lovitură liberă de la marginea careului mare și scorul începea să ia proporții. Din pasa lui Cătălin Moldoveanu, Nonis Duca a înscris pentru 6-0, același jucător reușind să își treacă în cont dubla după ce l-a întors spectaculos pe fundașul Tâlvâc. Cosmin Marinaș a semnat a treia reușită personală prin golul care a stabilit rezultatul pauzei, 8-0. A urmat al doilea gol semnat de Alexandru Uță la 2 minute de la reluare, iar 3 minute mai târziu Moldoveanu a scos un penalti transformat de Ionuț Ileana, cel care a stabilit rezultatul final, Cozia Călimănești, Viitorul Budești, 10-0. În urma rezultatului de egalitate, FC Păușești Otăsău, Sparta Râmnicu Vâlcea, 1-1, Cozia Călimănești a preluat șefia clasamentului, iar în etapa următoare va evolua în deplasare la ocupanta locului 10, Foresta Malaia.